Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. Fermierii făgărășeni au găsit soluția pentru a transforma cultivarea cartofului într-o afacere rentabilă. Ei au ales să se unească și să acceseze fonduri europene. Astfel, un vis s-a transformat în realitate. De curând, în comuna Viștea a fost construită o fabrică de ambalare a acestei legume, atât de populară în țara Făgărașului. Tehnologia folosită este una de ultimă generație. Cartoful nu mai este o afacere, o vorbă tot mai des auzită prin satele țării Făgărașului. Dacă odată un cultivator de cartofi putea trăi și chiar avea profit de pe urma acestei îndeletniciri, acum totul a devenit o muncă în zadar, iar mulți oameni dezamăgiți au început să renunțe să mai cultive. Sunt însă și agricultori care au încercat să iasă din acest impas și se pare că au și reușit. 70 de producători de cartofi au hotărât să se unească într-o asociație și astfel au reușit să obțină de la Uniunea Europeană numai puțin de 1.200.000 de euro. Banii au fost investiți într-o fabrică de ambalare a cartofului la cele mai înalte standarde, care a fost pusă deja în funcțiune. Este un centru de preluare a producției de cartofi a membrilor grupului. Este investiția grupului de producători, un grup dintre puținele din țară care funcționează pe cultura cartofului. Are 70 de membri printr-un program al fondurilor europene la o valoare de aproximativ 1.200.000 de euro, a reușit să-și asigure o capacitate de preluare de 100 de tone pe zi, asta însemnând cam 10 tone pe oră, capacitatea maximă, iar capacitatea de livrare ar fi undeva cam 80 de tone pe zi, aproximativ 8 tone într-o oră. Astfel, după preluare, cartofii ajung să fie ambalați la cea mai avansată tehnologie computerizată. În fabrica Asociației Producătorilor din țara Făgărașului se sortează 10 tone de cartofi pe oră. Leguma este ambalată în pungi, plase și saci de până la 25 de kilograme. Grupul și-a propus prin această uniune realizarea acestei investiții. El nu s-a realizat, deci gruparea aceasta a producătorilor nu s-a făcut pe baza doar ideii că e bine să fim împreună. E bine să fim împreună, să ne facem o proprie centru de preluare a producției, linie de valorificare a producției, însemnând comercializarea ei pe centrele de pe mari retail ai țării, supermarketurile, să spunem, și celelalte piețe. Cei 70 de producători sunt încrezători că, odată cu înființarea acestei fabrici, cartoful din țara Făgărașului va fi mult mai dorit de mari furnizori din țară, dar și din străinătate. Și astfel, piața de comercializare nu va mai reprezenta o problemă ca și până acum.